citi în seara aceasta doar două versete din prima epistolă a lui Petru, din capitolul 5, versetele 5 și 6. Tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne, și pentru seara aceasta, mulțumim pentru durerile Tale, pentru binecuvântările Tale, Doamne, pentru că ai rânduit să fim adunați împreună și în seara aceasta și vrem să Te slăvim, să-Ți aducem laudă, cinste și glorie în numelui Tău, Doamne. Te rog acum să ne vorbești prin cuvântul Tău, Doamne, să faci, Doamne, ca ascultând cuvântul Tău, să ne apropiem mai mult de Tine, Doamne, să trăim mai mult împlinind acest cuvânt, Doamne, pentru ca în felul acesta să aducem slavă numelui Tău. Te rog, binecuvintează întreaga biserică, Doamne, și ajută-ne ca în toate lucrurile să trăim după cuvântul Tău, să Te binecuvântăm prin viața noastră și fii lăudat în veci de veci. Amin. Amin. Viața unui creștin, viața unui om mântuit, trebuie să difere, frați și surori, așa cum bine știți, de viața celor din lume. Apostolul Pavel spune la un moment dat că noi nu putem face ce vrem, noi nu putem trăi cum vrem, pentru că noi suntem reprezentanții lui Dumnezeu pe pământul acesta. La un moment dat, David păcătuiește grav și Dumnezeu îl trimite pe prorog la David și ca o concluzie, după ce David își recunoaște greșeala și păcatul, prorocul îi spune: pentru că ai făcut ca numele lui Dumnezeu să fie hulit, se vor întâmpla lucruri grave în casa ta. Din cauza voastră, spune apostolul Pavel uneori, este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Deci noi nu putem să trăim cum vrem. Un om mântuit, viața unui om mântuit, în primul și în primul rând, omul acesta trebuie să-L iubească pe Dumnezeu. Este primul lucru care trebuie să existe în viața unui om mântuit, care trebuie să conducă viața unui copil al lui Dumnezeu. Când cineva îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos care e cea mai mare poruncă din lege, Domnul îi spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea mai mare poruncă, cea mai mare îndatorire care trebuie să călăuzească viața unui om mântuit. Apoi un om mântuit trebuie să se străduiască, să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Nu întotdeauna reușim. Nu suntem perfecți, nu suntem sfinți pe pământ, dar trebuie copilul lui Dumnezeu, omul mântuit, trebuie să se străduiască să trăiască după voia lui Dumnezeu, după poruncile lui Dumnezeu. Apoi un om mântuit trebuie să își iubească frații. Domnul Iisus spune la un moment dat, după aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei dacă vă veți iubi unii pe alții. Un om mântuit trebuie să fie răbdător, trebuie să-și înfrâneze poftele. Trebuie să fie darnic, trebuie să fie răbdător, așa cum am spus. Trebuie să fie evlavios, trebuie să fie smerit. Multe calități trebuie să aibă un om mântuit. În seara aceasta am citit două versete pe care apostolul Petru ni le scrie și vreau cu ajutorul lui Dumnezeu să vorbim un pic și să ne ocupăm un pic de smerenie. Smerenia e o floare tare rară în zilele noastre.
Nimeni nu vrea să fie smerit. Dar aici, cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește. Tot așa și voi. Să fiți smeriți, adică să fiți împodobiți cu smerenie. Pentru ce? Pentru că spune Petru, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Aș vrea în seara aceasta, în câteva cuvinte, să vedem ce este smerenia și cum se manifestă smerenia. Și chiar astăzi m-am uitat în Dex, să văd Dexul cum explică smerenia. Și foarte simplu, Dexul spune că smerenia este o atitudine umilă și respectuoasă. Atât este smerenia. O atitudine umilă și respectuoasă. Dar noi din cuvântul lui Dumnezeu învățăm mai mult despre smerenie. Am căutat în Biblie și am găsit că în primul și în primul rând, smerenia este o poruncă a lui Dumnezeu pentru copiii săi și pentru poporul său. În cuvintele acestea pe care le-am citit, în versetele acestea două, Dumnezeu ne poruncește. Ne poruncește să fim smeriți. Aceeași poruncă o dă Dumnezeu și poporului său din vechime. În Mica găsim scris, ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Am găsit apoi că smerenia a fost una dintre trăsăturile de caracter ale Domnului Iisus Hristos. În Filipeni, în capitolul 2, cuvântul Domnului spune că la înfățișare a fost găsit ca un om, dar s-a smerit și s-a făcut ascultător. Domnul Iisus Hristos însuși s-a smerit în fața Tatălui și s-a făcut ascultător. Apoi, smerenia este o condiție ca să fim înălțați de Dumnezeu. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Dacă vrem să fim înălțați de Dumnezeu și nu de oameni, noi trebuie să ne smerim, frașilor. Trebuie să fim smeriți. Viața noastră trebuie trăită în smerenie. Vreau să vă mai spun că smerenia poate fi o dorință a noastră. Aici cuvântul lui Dumnezeu ni se adresează nouă. Noi să ne smerim. Smeriți-vă voi înșivă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Deci, noi putem să ne smerim sau poate să ne smerească Dumnezeu. Dar este de dorit să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, să ne smerim noi. În Daniel, în capitolul 10, cu versetul 12, o să găsiți niște cuvinte pe care îi le spune îngerul lui Daniel și îi spune pentru că ai hotărât să te smerești. De aceea am venit la tine. Am venit la tine să-ți spun anumite lucruri, pentru că tu ai hotărât să te smerești. Însă găsim, și aici vreau să citesc în Psalmul 119, câteva cuvinte despre smerenie, unde ne arată că Dumnezeu ne smerește. Uneori, când nu vrem noi să ne smerim, Dumnezeu ne smerește. În Psalmul 119, versetul 67, spune cuvântul, până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Până ce m-ai smerit, Doamne, pentru că Dumnezeu știe cum să ne smerească. Până ce m-ai smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. 71, este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale.
până ce m-ai smerit, umblam după legile mele. Dar m-ai smerit, Doamne, spre binele meu, ca să învăț orânduirile tale. Și de ce face Dumnezeu aceasta? Versetul 75. Știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte. Din credincioșie m-ai smerit. Adică din dragoste. Pentru că îmi vrei binele. Pentru că vrei să mă faci tot mai asemănător cu Fiul Tău. De aceea, Doamne, m-ai smerit. Știu lucrul acesta. Acum aș vrea să vedem și să înțelegem că smerenia nu e o teorie, nu e ceva care, o filozofie despre care să vorbim. Este foarte bine că venim la închinare, că venim la biserică și suntem învățați din Cuvântul lui Dumnezeu și noi trebuie să citim și să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și să-L învățăm, dar în același timp, la fel de important, este să-L trăim în viața noastră. Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, Matei, în capitolul 7, când vorbește despre casa zidită pe stâncă, zice că pe orice om care aude cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă. Degeaba le aude dacă nu le face. Este la fel de important să le audă, pentru că dacă nu le aude, nu știe să le facă, n-are cum să le împlinească. Și este la fel de important și reversul medaliei. Este important să le facă. Degeaba le aude și nu le face. Haideți să vedem cum se manifestă smerenia. Și vreau să vă spun și în seara aceasta ne vom ocupa, voi vorbi câteva cuvinte doar despre un singur aspect, dar smerenia se manifestă în relație. Și se manifestă smerenia în relația cu Dumnezeu, în relație cu Cuvântul lui Dumnezeu, în relație cu noi înșine și în relație cu cei din jurul nostru, cu aproapele nostru. Acum, în seara aceasta vreau să vorbesc despre smerenia în relație cu cei din jurul nostru. Este cel mai greu aspect al smereniei și care nu poate fi falsificat chiar așa de ușor decât celelalte. Noi fiecare putem să zicem că suntem smeriți în relația cu Dumnezeu. Nimeni nu ne știe cât de smeriți suntem în relație cu Dumnezeu. Trebuie să fim smeriți în relație cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să știe cât de smeriți suntem. Trebuie să fim smeriți chiar și cu noi înșine. Trebuie să fim smeriți în relație cu noi înșine pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Reversul sau opusul smereniei este mândria. Dar toate astea pot fi oarecum ascunse sau falsificate sau așa, dar smerenia în raport cu cei din jurul nostru poate că e mai greu de falsificat. Poate că ne putem preface un timp, dar la un moment dat, cum se spune, ni se dă arama pe față. Doar un om mântuit, un om care și-a răstignit firea pământească, un om care a fost răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus Hristos și este călăuzit de Duhul Sfânt, doar un astfel de om poate să fie smerit în relația cu cei din jurul lui. Pentru că inima omului, în general, este îngânfată, este mândră, omul vrea să iasă în evidență, omul niciodată nu se lasă, el trebuie să aibă dreptate, ce nu celălalt cu care poartă o discuție, și doar un om care este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, acela poate să fie smerit în relație cu cei din jurul lui. În această relație cu frații și cu cei din jurul nostru, smerenia se manifestă prin trei aspecte. Supunere reciprocă, slujire reciprocă și cinste reciprocă. Asta găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. În Efeseni, în capitolul 5, cu 21,
Cuvântul Domnului spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Această supunere a unora față de alții este foarte grea. Dar înseamnă oare supunerea aceasta că cel care este smerit și se supune niciodată să nu aibă nimic de spus, întotdeauna să accepte tot ceea ce îi se spune, să n-aibă o părere proprie, să n-aibă o coloană vertebrală? Nici de cum, nu aceasta cere Dumnezeu de la noi. Supunerea aceasta Dumnezeu o cere atunci când suntem confruntați de frații noștri cu păcatul nostru, atunci când suntem învățați spre zidire, atunci când suntem învățați în dragoste, pentru ca viața noastră să se îndrepte și viața noastră să fie așa cum cere Dumnezeu de la noi. Sunt oare cei care dau învățătură sau cei care conduc, ca să spun așa, oare ei sunt scutiți de a fi smeriți? Pentru că atunci supunerea aceasta reciprocă presupune două persoane. Una care trebuie să fie smerită, care a greșit, și una care îi spune că a greșit. Și oare doar cea care a greșit trebuie să fie smerită? Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că și cel care dă învățătură, cel care conduce o firmă, orice, indiferent în ce loc ne-a pus Dumnezeu în societate, indiferent ce statut social avem, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să fim smeriți. În Galateni, în capitolul 6, la versetul 1, spune Cuvântul lui Dumnezeu că dacă unul dintre voi a căzut într-o greșeală, să-l ridicați cu dragoste, cu duhul blândeții și fii atent, ai grijă la tine însuți. Ai grijă cum îl ridici și cum îl îndrepți. Pentru că dacă nu o faci spre zidire, dacă nu o faci cu dragoste, dacă nu o faci cu înțelepciune, dacă nu o faci călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, lucrarea ta nu va avea niciun rezultat. Și cel care este mustrat și cel care este învățat trebuie să fie smerit, dar și cel care mustră și cel care învață și cel care conduce trebuie să fie la fel de smerit. Toți trebuie să fim smeriți sub mâna lui Dumnezeu. Aș vrea să vă dau din Scriptură două exemple de oameni smeriți ca să vedem ce înseamnă smerenia. În Faptele Apostolilor, în capitolul 18, ni se vorbește despre Apollo. Știți, probabil, povestea acestui om? Omul acesta era un evreu din Alexandria care a venit în Efes și acolo învăța pe ucenici din Cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta spune Cuvântul lui Dumnezeu că era un foarte bun predicator, avea darul vorbirii, avea dorința de a-L vesti pe Dumnezeu, pentru că spune că avea un duh înfocat și avea înțelepciune, cunoștea Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că era tare în Scripturi, spune Cuvântul Domnului. Omul acesta era un predicator înzestrat. Și după ce a predicat în Efes, spune Cuvântul lui Dumnezeu că o familie, soț și soție, l-au luat la ei acasă și l-au învățat mai cu deamănuntul Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul Domnului. Acum, închipuiți-vă un predicator bun, foarte bun chiar, să fie luat de o familie obișnuită și acasă, la masă, să fie învățat mai cu deamănuntul din Cuvântul Domnului. Numai un om smerit, numai un om călăuzit de Dumnezeu poate să accepte așa ceva. Pentru că altfel, probabil că omul acesta și-ar fi luat geanta și-ar fi plecat furios spunând, dar voi mă învățați pe mine? Dar Apollo n-a făcut lucrul acesta. A ascultat smerit
s-a supus și a ascultat, pentru că spune cuvântul mai departe că atunci când a plecat în Ahaia, biserica din Efes i-a dat o recomandare bună. N-a spus despre el că e un răzvrătit și unul care nu acceptă învățătura. Apoi apostolul Petru, în Galateni, în capitolul 2, găsim disputa care a existat între Petru și Pavel în Antiohia. Știți că acolo Petru, până a venit niște frați legaliști de la Ierusalim, Petru mânca cu neamurile la masă. Când au venit ăștia, Petru n-a mai mâncat cu ei, s-a retras. Și Pavel îl mustră. Acum Petru era Petru. Era cel care a umblat cu Iisus. Era unul din stâlpii bisericii din Ierusalim. S-a supărat Petru? Nu s-a supărat. Nu s-a supărat. A primit mustrarea, smerit, pentru că știa că e vinovat. Acestea sunt modele de supunere reciprocă pe care le găsăm în Scripturi. Și ceea ce învățăm din exemplele acestea este faptul că, indiferent de la cine ar veni mustrarea sau învățătura, dacă este spre zidirea noastră, dacă este făcută cu dragoste, noi trebuie să o primim. Să o primim în smerenie, în umilință, să recunoaștem că am greșit și să ne îndreptăm. Al doilea aspect al manifestării smereniei față de cei din jurul nostru, față de frați, de surori și nu numai, este slujire reciprocă. Sunt două aspecte pe care Scriptura le spune cu privire la slujire între noi. Și anume, în Galateni, în capitolul 5, cu 13, spune că trebuie făcută în dragoste slujirea, și în 1 Petru, în capitolul 4, cu 10, spune că slujirea trebuie făcută după darul pe care l-a primit fiecare. Dacă supunerea reciprocă, poate că am putea o accepta sau am putea o împlini, ca să spun așa, pentru că nu-i chiar așa de greu, cu slujirea reciprocă este mult mai greu. Adică supunerea, sunt mustrat pentru greșeala mea, cineva mă mustră, mă învață, îmi spune că am greșit și eu, smerit, accept lucrul acesta. Dar când ajungem la slujire, e mai greu. Slujirea trebuie făcută în dragoste și trebuie făcută după darul pe care ți l-a dat Dumnezeu. În Marcu, în capitolul 10, găsim poate cea mai egoistă rugăciune din Biblie. Și de cine e făcută? De doi oameni, de doi ucenici care umblau cu Domnul Iisus Hristos, de fiii lui Zebedei. Oamenii aceștia se duc la Domnul și îi cer: Doamne, fă-ne așa fel încât noi să stăm unul la dreapta ta și unul la stânga ta. Și n-au gândit numai ei așa. În Luca, în capitolul 22, ne spune că între ucenici s-a iscat o ceartă, care să fie cel mai mare dintre ei. Deci, așa cum zicea nu de mult fratele Andrei, Biblia nu este o carte despre niște oameni desăvârșiți, despre niște oameni perfecți. Nu, oamenii aceștia care au umblat cu Domnul Hristos, ucenicii Domnului Iisus, s-au tras așa la o parte și s-au certat între ei, efectiv s-au certat între ei, care să fie cel mai mare. Și din păcate, și în ziua de astăzi și mai din păcate, chiar în biserici se întâmplă lucrurile acestea. În loc ca oamenii să aștepte în smerenie ca Dumnezeu să-i înalțe, fac aranjamente, trag sfori, în așa fel încât să ajungă unul la dreapta și unul la stânga.
să ajungă ei pe pozițiile cele mai înalte. Pentru că, așa cum ziceam, inima omului este îngânfată și unora li se pare că dacă ei nu-s numărul unu acolo în firmă, să dă firma faliment, sau dacă ei nu-s la anvoanele bisericilor, bisericile să prăbușesc. Sunt oameni de genul acesta și pentru a-și atinge scopul, fac tot felul de manevre și trag sfori ca să ajungă ei în față. Dar noi suntem și dorim să fim în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos îi ia pe oamenii aceștia deoparte. Marcu 10, și le spune că împărăția lui Dumnezeu se călăuzește după alte legi decât împărăția oamenilor. Și acolo sunt valabile alte standarde. Îi cheamă deoparte și le spune în Marcu 10, 43, 44, 45, dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să fie robul tuturor. Căci fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Dar între voi să nu fie așa. Slujirea față de frații voștri este garanția că în împărăția lui Dumnezeu veți fi printre cei mari. Dacă vrei să fii mare în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să slujești frații. Dar slujirea aceasta, slujirea către cei din jurul nostru, are două aspecte. Și unul dintre ele este că trebuie să te faci robul celui pe care îl slujești. Și pentru a putea face lucrul acesta, nu poți altfel decât să te smerești. În Ioan, în capitolul 13, cunoaștem capitolul acesta, Domnul Iisus Hristos își pune ștergarul, ia ligheanul cu apă, se pleacă la picioarele ucenicilor și le spală picioarele. Se face robul lor. Pentru a sluji pe cineva, trebuie poate să te umilești, dar trebuie să te smerești, trebuie să aloci timp și resurse. Pentru că altfel nu se poate. Dar poate ești în stare să faci lucrurile acestea. Dar pentru slava cui le faci? În 1 Petru 4 cu 11 spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă cineva vorbește sau dacă cineva face ceva, trebuie ca totul să fie făcut pentru slava lui Dumnezeu. Poate ești în stare să slujești, așa cum am spus, dar uitându-te în dreapta și în stânga, să vezi dacă te vede cineva, dacă ești dat la televizor, dacă ești pus în ziar. Și nu o faci pentru slava lui Dumnezeu atunci, ci o faci pentru slava ta. Și aceasta e o smerenie falsă și o lucrare fără niciun rezultat în împărăția lui Dumnezeu. Un alt aspect este cinstea reciprocă. În Romani 12 cu 10 spune cuvântul lui Dumnezeu că în cinste sau în smerenie sau în respect fiecare să dea întâietate altora. Iar în Filipeni 2 cu 3 spune cuvântul lui Dumnezeu că fiecare să privească pe fratele său mai presus de el însuși. Din nou spun, nu poate un om care n-a fost născut din Duhul lui Dumnezeu, care nu și-a răstignit firea pământească, care nu este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, care nu-L iubește pe Dumnezeu, un astfel de om nu are cum să dea cinste și respect altuia. Doar un om mântuit, și este porunca lui Dumnezeu, nu doar că trebuie să trăiască, ci este porunca lui Dumnezeu. Și omul acesta nu are altă opțiune decât să trăiască în felul acesta. Dacă vrea ca la vremea lui Dumnezeu să-l înalțe. Am să vă dau un exemplu de un astfel de om și aici.
să vedeți omul acesta cum s-a privit pe sine și cum i-a privit pe ceilalți. În 1 Samuel, în capitolul 10, găsim povestea despre ungerea lui Saul ca împărat al lui Israel. Și cunoașteți situația aceasta. Atunci când sorțul a căzut pe Saul, l-au căutat și nu l-au găsit nicăieri. Omul acesta, cu toate că spune cuvântul lui Dumnezeu că era mai înalt decât toți ceilalți din Israel, s-a ascuns între vase. Și când i s-a spus că a fost ales de Dumnezeu să fie împărat al lui Israel, omul acesta a spus, dar nu sunt eu oare din cea mai mică seminție a lui Israel și nu sunt eu oare din cea mai mică casă, cea mai de jos casa lui, a acestei seminții a lui Beniamin? Omul acesta îi vedea pe toți ceilalți din Israel mai capabili și mai buni decât el ca să fie împărața lui Israel. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că Duhul lui Dumnezeu îl călăuzea pe Saul. Și după ce omul acesta a ajuns, sau s-a ajuns, ca să spunem așa, cum se întâmplă în zilele noastre, când unii oameni se ajung, indiferent la ce statut ne referim, a uitat și că e cel mai mic din cea mai mică casă, și că e cel mai mic din cea mai mică seminție a lui Israel, inima i s-a îngânfat, n-a mai ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, a făcut lucrurile după mintea lui și în felul acesta a ajuns să fie lepădat de Dumnezeu. Dar atunci când s-a văzut mic, pentru că vine prorocul Samuel și îl întreabă și îi reproșează, atunci când te vedeai mic în ochii tăi, nu te-a ales Dumnezeu să fii conducătorul lui Israel? Atunci când erai smerit, atunci când erai umil, atunci când trăiai după cuvântul lui Dumnezeu, nu te-a binecuvântat Dumnezeu să fii conducător în Israel? Dar te-ai îngânfat și ai ajuns să fii lepădat de Dumnezeu. Atunci când ne vedem mici în ochii noștri, atunci când suntem smeriți, să știți, atunci când slujim, atunci când suntem smeriți la învățătură, la disciplină, să știți că suntem în voia lui Dumnezeu. Suntem în voia Domnului și Dumnezeu privește cu bucurie la astfel de oameni. Ca o încheiere a ceea ce am spus în seara aceasta, vreau să spun doar ceea ce Domnul Iisus Hristos spune despre vameșul care a mers la templu să se roage. Domnul Iisus spune acolo în încheiere, oricine, deci oricine se va înălța, va fi smerit. Și oricine se va smeri, spune cuvântul lui Dumnezeu, va fi înălțat. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute să ne smerim și în felul acesta să trăim o viață binecuvântată și o viață ascultătoare de cuvântul lui Dumnezeu. Amin.